Felicitări astăzi, o Manita, o victorie foarte frumoasă cu multe goluri și multe faze de poartă, în special în repriza secundă. Da, te salut, Alex. Într-adevăr, a fost un joc echilibrat la început. În momentul în care am reușit să marcăm, cred că am preluat total controlul jocului și continuăm seria bună de meciuri. Evoluțiile bune ale noastre sunt constante și sper să o ținem la fel în continuare. Ați avut și astăzi mulți absenți. Băieții s-au descurcat foarte bine, cei care au intrat pe parcurs. Da, din păcate nu traversăm o perioadă extraordinară. Avem jucători care s-au autoaccidentat. Mă bucur că cei care intră reușesc să îi suplinească și chiar să o facă foarte bine. Nu este ușor, dar mă bucur că avem un lot echilibrat valoric și în momentul în care apelăm la jucătorii de pe margine, își aduc aportul atât în evoluția lor foarte bună, cât și prin goluri. Vreau să remarc, modul în care a intrat și etapa trecută Robert Vulpe,
Mă bucur foarte mult pentru Oprea, care și astăzi a intrat și a marcat. Și dacă nu greșesc, cred că avem cea mai bună apărare din serie, cu 6 goluri primite până acum, decât 6 goluri. Și acest lucru este cu atât mai meritoriu cu cât aș vrea să specific că noi apărăm cu un portar de 2006, în contextul în care putem să folosim jucători de 2004. Îl felicit pe Ianis Găgeatu pentru felul cum reușește să închidă poarta. Am terminat meciul cu 4 juniori, dintre care 3 au fost născuți în 2006. Mă refer la Tudorescu, la Oprea, la Foresti și la Găgeatu. Mă bucur pentru ei, sper să fie o lampă de lansare filiașul și nu putem decât să ne bucurăm dacă vor face pasul către ligile superioare. Victoria noastră, coroborată cu celelalte rezultate, ne aduce locul secund. Ne gândim acum, bineînțeles, la prima poziție. Da, tot timpul noi ne-am gândit către vârful clasamentului, chiar dacă la început poate rezultatele au fost puțin oscilante, dar am întâlnit cele mai bune echipe și în momentul în care am pierdut am făcut-o greu. Poate meritam să mai avem câteva puncte în plus, dar până la urmă cred că în fotbal există ca și în viață un echilibru și ne mulțumim cu ce am strâns până acum. Întâlnim Gilortul, iată o echipă pe care o cunoaștem și care ne cunoaște totodată foarte bine. Da, cum va fi? La Cărbunești până acum n-am câștigat niciodată, ba mai mult nu am luat niciun punct până acum. Este o echipă echilibrată, o echipă cu jucători experimentați, care joacă foarte bine pe teren propriu, ne așteaptă un meci foarte greu, cum a fost și celelalte de până acum, dar venim cu moral bun, venim cu încredere și mergem, ne dorim să câștigăm, dacă nu, să scoatem ce maximul din acest joc. Te baftă! David, felicitări! Astăzi, victorie, practic tu ai dat startul golului. Da, eu am dat startul, e o victorie mare, care vine într-un moment foarte bun, am trecut acum pe locul 2. Nu a fost un meci așa de ușor cum a părut, însă noi l-am făcut mai ușor. Am avut, cred că, cea mai bună evoluție din acest campionat și sperăm să continuăm cu acest. În prima repriză, doar golurile au făcut diferența, în cea de-a doua ați dat drumul și la spectacol, și goluri și ocazii frumoase. Da, prima repriză a fost destul de echilibrată, în a doua s-a rupt puțin jocul cu acel cartonaș roșu și ne-am descătușat. Se poate trece și pe prima poziție săptămâna viitoare? Vă gândiți la asta deja? Clar, da, clar că ne gândim să trecem cât mai sus și jocul ne dă speranțe foarte mari. Reușiți să-i supliniți pe cei care astăzi n-au putut intra pe teren din motive medicale? Da, avem un lot foarte bun, numeros, cu jucători foarte buni și cei care intră mereu își fac treaba. Îi așteptăm și pe cei accidentați să facem totul cât mai bine. Robi, felicitări! Iată Manita astăzi, o victorie mai mult decât concludentă. Ai închis tabela. Cum a fost din teren? Salut, Alex! În primul rând vreau să felicit echipa, am făcut un joc foarte bun. Avem 3 victorii la rând și sper să legăm cât mai multe. Da, într-adevăr, un meci greu. Știam de la început că este o echipă bună, masivă, cu jucători cu experiență foarte mare, dar ne-am descurcat foarte bine. În repriza secundă ați apelat un pic și la spectacol. Da, așa este. Când te ajută scorul, poți să și faci gimnastică. Dar mă bucur că am câștigat. Săptămâna viitoare trecem pe primul loc? Da, așa sper. O să mergem acolo la Cărbunești cu foarte motivați și sperăm să trecem pe primul loc.